nostru principal este ca Senat, ca Camera Deputaților, adică Parlamentul României, să se întrunească și să valideze sau să invalideze această ordonanță de urgență. Adică mai cerem o dată Parlamentului României să facă ceea ce a făcut, adică această creștere cu profit de brăsă 33,34% de la 1 noiembrie și nu 50%, cum din păcate este aruncată pe piața media. Rog foarte mult prin intermediul dumneavoastră să înțeleagă clar. Discutăm de personal didactic și didactic auxiliar, care la 1 noiembrie are coeficientul 1, 299,933. Legea votată de Parlamentul României prevede că acest coeficient 1 să fie 400 de lei. Creșterea de la 299 la 400 este de 33,34% și completez că salariile din învățământ în bugetul învățământului reprezintă 37%, iar această creștere salarială de la 1 noiembrie ar duce bugetul învățământului la 45% pe fond de salarii. Nici de cum acel haos și lipsă de investiții. Mai avem un buget de 55% care poate acoperi suficient investițiile și toate activitățile Ministerul Educației și Cercetării,